Consiliul Local din luna septembrie. De regulă, luna septembrie, noi o asociem cu începutul de an școlar, așa că vă rog să-mi permiteți să urez tuturor elevilor, părinților acestora și cadrelor didactice, multă sănătate, un an școlar cu bucurii, cu rezultate frumoase și satisfacții. Vreau să mă întreb dacă dumneavoastră cunoașteți proiectul ordine de zi din convocare cu suplimentarea adusă, e vorba de proiectul de hotărâre numărul 13-14. Da. Sunt observații. Dacă nu sunt observații, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Înainte de a intra în ordinea de zi, vă rog să precizați dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor din luna august, mai exact procesul verbal al ședinței ordinare din 8 august 2022, dacă sunt observații. Dacă nu sunt, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Procesul verbal al ședinței ordinare din 16 august 2022, dacă sunt observații. Dacă nu susținem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și procesul verbal al ședinței extraordinare din 23 august 2022, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Dujor? Da, cu asentimentul dumneavoastră și am să vă arăt două, trei minute, stimați colegi, pentru a menționa o problemă de suflet, de inimă, pe care cred că pe toți românii ne sensibilizează, și anume faptul că în fiecare an, data de 31 august, în România și Republica Moldova se bătărește ziua limbii române. Fratele noștri, basarabeni, de dincolo au fost mai... s-au plecat mai atent pentru că această problemă și s-au mobilizat extraordinar la sfârșitul anului 89, anul căderii comunismului. În astfel, în contextul unor mișcări de renaștere națională, la sfârșitul anului 80, în Republica Socialistă Sovietică Moldova, la Chișinău, a avut loc Marea Adunare Națională din 27 august 89, la care au participat aproape o șesime din populația Moldovei, peste 700.000 de persoane. În cadrul adunării s-a propus declararea limbii române ca limbă de stat în Republică și trecerea la grafia latină. La sesiunea Sovietului Suprem al Republicii, desfășurat în 31 august, după dezbateri, deputații români au reușit să ca limba de stat să fie limba română și să treacă la alfabetul latin. Se estimează că 28 de milioane de oameni vorbesc româna pe glob, din care 24 de milioane au ca limbă maternă, adică România și Republica Moldova, sora noastră, ca limbă maternă, dar comunitățile de români din America, de Sud, din SUA, Canada, Australia și așa mai departe, în total, ca peste 28 de milioane de persoane vorbesc limba română. Limba noastră, maternă, oficială, literară, vorbită, scrisă, îmbogățită sau sărăcită, cultivată sau maltratată, este celebrată 31 august în numele acestor 28 de milioane de români. De fapt, pe 31 august, majoritatea ambasadelor sărbătoresc această zi a românilor de pretutindeni, cu precădere acolo unde sunt comunități mari de români. Pentru a atrage atenția asupra importanței păstrării calității limbii române și pentru a-i sprijini pe românii din afara granicilor să păstreze cultura și identitatea națională, ziua de 31 august a fost proclamată prin legea 53 din 2013 drept ziua limbii române. De fapt, Petre Țuțea spunea, citez, limba română are virtuții complete, adică poate fi vehicul a tot ce se întâmplă spiritual în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poți deveni vulturi sau cântăreți de stradă. Vasile Alexandrei spunea despre limba română că este, citez, tezaurul cel mai prețios pe care îl păstrez copiii de la părinți,
depozitul sacru lăsat generațiilor trecute, iar Mihai Eminescu spunea că limba este însăși floarea sufletului etnic al românilor. În încheiere, dacă nu vă plictisesc, vă voi recita 4 strofe din 12 din poezia Limba noastră de Alexei Matveievici, poezie care a devenit imnul de stat, așa cum place mie să spun cele de-a doua României, cea de dincolo de Prut, Republica Moldova. Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde, într-un neam ce fără veste s-a trezit din somn de moarte, ca pe teatru din poveste. Limba noastră e graiul pâine, când de vânt se mișcă vara, în răstirea ei bătrâne cu sudor sfințit al țara. Limba noastră e aleasă să ridice slavă cerul, să ne spui în ram și acasă veșnicile adevări. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și acum intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Onești pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute conform legii. Domnul secretar Chiriac, Director executiv, țin locul domnului secretar Pănunt, domnilor și domnilor consilieri, având în vedere dispozițiile codului administrativ, care prevăd faptul că Consiliul Local sprijină în condițiile legii activitatea cultelor religioase, dispozițiile ordonanței 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, potrivit cărora de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea locațiilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor, care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea și întreținerea muzeilor culturale religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau centrelor de cult ale sediilor unităților de învățământ teologic, proprietatea cultelor recunoscute, precum și pentru construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult și activitățile de asistență socială și medicală susținute de către acestea, în conformitate cu prevederile hotărârii 1470/2002, motivat de numărul crescut al solicitărilor formulate de cultele religioase de acordare a sprijinului financiar și a posibilităților bugetare limitate, se impune elaborarea unui regulament care să aibă ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii de atribuire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Onești pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Ținând cont de principiile proporționalității și a nevoilor reale ale cultelor religioase recunoscute în România, precum și de cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Onești pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute conform legii în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Reprezentanții Comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Eu. Vă rog. Am o rugăminte, mi-a avut o chestie de logică. Articolul 9 spune așa, din regulament. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza contractului de sprijin financiar, numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului. Adică, după ce aprobăm în Consiliul Local suma, da, facem contract după aceea pe ea, constatăm că e oportună sau nu. Înțeleg justificarea, da? Cheltuiala trebuie justificată după aceea. Dar oportunitatea sumei o stabilim la început, înainte de a da hotărârea de Consiliul Local. Corect? Cine nu poate lămuri? Este corect. Acestea sunt principiile bugetare care se aplică la toate finanțările care vin din bugetul local. Cheltuielile trebuie să fie necesare și oportune și trebuie să fie încadrate pe perioada de rulare a contractului. E corect ce a zis dumneavoastră. Doar că, da? Cum stabiliți oportunitatea sumei după ce am votat în Consiliul Local? Dacă aprob suma X către o unitate de cui, după ce se vede în contractul, constatați că nu este oportună și mai avem banii? Cred că oportunitatea în acest caz se referă numai la faptul de a fi cheltuite exact pentru ceea ce s-a aprobat în Consiliul Local, pentru acel tip de cheltuieli și nu pentru altele. În sensul ăsta, cred că colegii de la Direcția Economică Financiară vor face verificările după încheierea contractului.
nu stăm pe cealaltă linie. Da, ok, hai să înțeleg. Oportunitatea nu poate să fie asta. Domnul și domnilor consilieri, autoritățile administrației publice locale asigură în condiții legii buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care aceștia își exercită autoritatea. Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar este constituit în ansamblul unităților de învățământ de stat, particulare și profesionale, autorizate sau acreditate. Unitățile de învățământ preuniversitar, personalitate juridică, sunt conduse de consilie de administrație, director, de director adjunct, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, Consiliul de Administrație și Directorul colucrează cu Consiliul Profesoral, cu Comitetul de Părinți și cu Autoritățile Administrației Publice Locale. Legea Educației Naționale, numărul 1 pe 2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede că în unitățile de învățământ de stat, Consiliul de Administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri în funcție de mărirea și complexitatea unității de învățământ. Pentru constituirea, în condiții legale, a Consiliului de Administrație, unităților de învățământ preuniversitar, cu personalitate juridică din municipiul Onești, Consiliul Local trebuie să-și desemneze reprezentanții săi în Consiliile de Administrație Unităților de Învățământ pentru anul școlar 2022-2023. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Realizează comisia numărul 3, excelent. Mărabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă considerați necesar să citim propunerile formulate, dacă aveți cunoștință de ele, putem propune. Dacă nu supun la vot, vot secretul de Unde sunt? Cum pot să fie taci? Thank you.
Domnilor și domnilor consilieri, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile din toate problemele de interes local, printre care și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ din Municipiul Onești pentru anul școlar 2022-2023. Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizație furnizoare de educație, precum și pentru angajații acestea, fiind un criteriu fundamental de finanțare din resursele publice. La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează comisii cu caracter permanent, cu caracter temporar, cu caracter ocazional. Una din comisiile cu caracter permanent este Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. În vederea constituirii acestei comisii, este necesară desemnarea unui reprezentant al autorității publice locale pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Onești. În acest context, se impune întocmirea proiectului de hotărâre, s-a impus întocmirea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în comisiile pentru evaluare și asigurarea calității în unitățile de învățământ pe Universitatea din municipiul Onești pentru anul școlar 2022-2023. Având în vedere cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia 3. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. O singură modificare este la punctul 14, la Clubul Elevilor Onești. Persoana desemnată este domnul Marius Băncilă. Ok, trecem la vot. La plen, vot Nu cred.
Și să atunci îndoamnă să cât de băgat. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității și identificate pe plan de amplasare și delimitare, conform anexei numărul 1 la raportul de specialitate. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri de fițe de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau încheierii terenurilor, precum și pentru stabilirea apartenenței la domeniul acestora. În temeiul prevederilor legale, exprimăm inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Onești și vă rugăm să-l aprobați în forma prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanței Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unor bunuri imobile, terenul, proprietatea municipiului Onești. Domnul secretar? Domnilor și domnilor consilieri, în vederea realizării atribuțiilor conferite prin codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Onești hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Bunurile imobile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Onești pot fi concesionate sau închiriate prin licitație publică conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Închirierea acestora prezintă un dublu interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren libere sau ocupate de construcții proprietate publică, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ, propune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind la închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile terenuri proprietatea municipiului Onești. Proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobarea Consiliului Local. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiilor de alipire a două imobile terenuri, proprietatea municipiului Onești, în vederea atribuirii unui număr cadastral propriu. Domnul secretar, vă rog. Doamnelor și domnilor consilieri, imobile care fac obiectul proiectului de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice operațiunilor de alipire aparțin municipiului Onești, sunt identificate prin numere cadastrale 65267 și 65994 și sunt situate în municipiul Onești, Bulevardul Republicii, numărul 18. Propunerea operațiunilor de alipire vine în urma solicitării societății Corea Acum SRL, care solicită alipirea în vederea tabulării construcției edificate pe aceste terenuri. În scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului, ce va deriva prin alipirea celor două terenuri alăturate, este necesară să se aprobă serviciile notariale specifice. Prin înscrierea în sistemul de cadastru și carte funciară a imobilului rezultatul urma serviciilor de alipire, acestuia se va atribui un număr cadastral unic pentru care se va deschide carte funciară nouă, unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată a municipiului Ponești, în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii. Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare aparține domeniului privat al municipiului Onești și este identificat cu numărul cadastral 6808. Este în suprafață totală de 278 m², situat în municipiul Onești, strada Emil Evreanu, numărul 11. În scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobililor ce vor deriva din dezmembrarea terenului, este necesară aprobarea serviciilor notariale specifice. Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri în proprietatea municipiului Onești. Domnul secretar, vă rog. Doamnelor și domnilor consilieri, în vederea realizării atribuțiilor conferite de codul administrativ, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii darea în administrare, concesiunea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Onești. Prin hotărârea de Consiliul Local anterioare au fost atribuite sub forma concesiunii suprafețele de teren menționate în anexă. Ținând cont de solicitările înregistrate la Primăria Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexe. Având în vedere cele menționate, îi supunem spre analiză și aprobare Consiliul Local proiectul în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu trecem la vot, nu este pentru. Proiectul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Domnul secretar, vă rog. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile legislative în vigoare, conform cărora valoarea ajustă se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați conform reglementelor legale în vigoare, și ca urmare a întocmirii acestor rapoarte de evaluare de către evaluatorii autorizați anevar, vă supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Am cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog. Vă rog să permiteți să mă retrag la vot pentru acest proiect. Nu se poate. În regulă. Trecem la vot. Cu proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unei suprafețe de teren proprietatea municipiului Onești. Stimate doamne, stimați domnul consilier, în adresele 41048 din 6-7-2022 și 46138 din 2-8-2022, înaintate de către SECE Delgaz Gridesa, se solicită acordarea dreptului de uși de servitute în favoarea acestei societăți pe întreaga durată de existență a construcției energetice, în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești. Drepturile de uși de servitute, care au obiect utilitate publică, au caracter legal, iar conținutul acestora este prevăzut de legea 123/2012 și se exercită fără înscriere în cartea funciară pe toată durata existenței capacității energetice sau temporar cu ocazia retehnologizărilor capacității în funcțiune, reparații, revizii lucrărilor de intervenție în caz de avarie. Exercitarea drepturilor menționate anterior asupra proprietății stabă sau unităților administrative teritoriale afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. De asemenea, propunem spre aprobare contractul cadru care constituie deconstituirea dreptului de uși și de servitude conform anexei. Față de cele arătate, voi vom să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Din raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvânt reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea evenimentului Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice din 1 octombrie 2022. Domnul secretar, vă rog. Domnilor și domnilor consilieri, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1 octombrie, începând din anul 1991. Această dată a fost stabilită în 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în baza rezoluției 45/106. Scopul evenimentului este acela de a sensibiliza comunitatea cu privire la importanța și semnificația Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, de a demonstra aprecierea față de eforturile și realizările generației care și-au adus contribuția la construirea orașului și de a oferi momente de relaxare și împlinire culturală a publicului participat la eveniment. Având în vedere referatul primit de Direcția de Cultură, care se ocupă de organizarea acestor activități și anexa 10, la hotărârea Consiliului Local numărul 40/2022, privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2022, propunem organizarea și finanțarea evenimentului Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie 2022, activitate ce se încadrează în anexa 10 la poziția numărul 16 și se va finanța cu suma totală de 53.000 de lei fără TVA. În conformitate cu prevederile codului administrativ, vă supunem spre aprobare dezbatere prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Chiar amuzant, așa, în referat de aprobare, la scopul evenimentului. Spunem că este de a sensibiliza comunitatea cu privire la importanța și semnificația Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Dar trebuie să găsim, totuși, o altă justificări palpabile. Sensibilizăm comunitatea. Cred că sensibilizăm nicio comunitate în stilul ăsta. Cred că arătăm că îi apreciem, îi facem să simtă bine de 1 octombrie și cu asta basta. Da, mulțumim. Dacă nu mai sunt observații, supun proiectul votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect numărul 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Deci proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești, anul 2022. Domnul secretar. Domnilor și domnilor consilieri, având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială, numărul 5528/2022, prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anumite activități, acolo unde sumele prevăzute în bugetul inițial nu sunt suficiente, se impune analiza și suplimentarea prevederilor bugetare pentru asigurarea continuității tuturor activităților în bune condiții până la finele anului bugetar, cu precizarea că sumele se vor aloca prin redistribuire de la capitolele de cheltuială unde există sume neangajate, valoarea totală a bugetului rămânând neschimbată. În conformitate cu prevederile codului administrativ, vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog, domnul consilier. Bănuiesc că suma de 20.000 la subvenții transport în comun se referă la subvenționarea pensionarilor, da? Și mai am rugăminte. Bănuiesc că a fost în concediu. De obicei, rectificările de buget erau însoțite cu tot ce trebuie. O să vă rog să mergeți pe aceeași linie. Acum, n-am decât referatul special, dar a fost tot de puțin. Mulțumim. Dacă nu mai sunt observații, supun votului acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, reconversie funcțională de platforma industrială petrochimică și zona industrială, producție, depozitare, spații administrative și funcțiuni complementare în municipiul Onești, județul Bacău. Domnilor și domnilor consilieri, prin cererea depusă de societatea MAFCO Holding SRL, aceasta solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației plan urbanistic zonal, reconversie funcțională din platformă industrială petrochimică în zonă industrială, producție, depozitare, spații administrative și funcțiuni complementare
în municipiul Onești, județul Bacău. Terenul se face obiectul planului urbanistic zonal. Este în suprafață de 1.842.780 de milimetri pătrați și face parte din suprafața totală indicată cu numerele cadastrale, un format teren și sau construcția aferente platforme industriale ca rup, situate în județul Bacău, municipiul Onești, strada industriei numărul 1, unde fiind proprietatea beneficiarului este CEMAF Copol din SRL și sunt amplasate din travelan în municipiul Onești. În vederea reconversiei construcțiilor existente și construirea unor spații destinate producției și depozitării, dar și spații administrative, de comerț, servicii și alte funcțiuni complementare, este necesară schimbarea funcției pentru suprafața de teren de 1.842.780 de metri pătrați din zona unități industriale, depozite sub zone industrie petrochimică, prelucrarea petrolului, producerea energiei termice și electrice, în următoarele zone funcționale. Suprafața de 273.272 metri pătrați, zona ca un spații administrative, producție, depozitare, servicii, comerț, iar suprafața de 1.569.508 metri pătrați, zona ca un 2, în spații administrative, producție, depozitare, funcțiuni complementare. Prin prezentul pus se stabilesc reglementări concordați cu prevederile legislației în vigoare, în ceea ce privește regimul de construire, funcționarea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare al terenului, procentul de ocupare al terenului, retragerea clădirilor față de aliament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristici arhitecturale clădirilor și materiale admise. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Acum proiectul numărul 12. Probleme de interes local. Dacă se înscrie cineva la cuvânt. Dar că cel care a fi putut să răspundi era domnul primar. Pun întrebarea, adresez întrebarea și urmează ca dumneavoastră să ne comunice la următoarea ședință. Era situația legată de transportul în comun și de faptul că nu mai avem stație în oraș, adică nu mai avem stația de la mall care era de atâția ani de zile. Problema e că acești copii o să trebuiască să meargă fie la autogară, fie la petrol. Nu știu dacă nu s-ar putea găsi o soluție care să vină în sprijinul acestora, pentru că noi gândim că atunci când plouă sau când este vreme rea, să plece copiii de la Nadia Comăneci până la gară sau până la petrol, e distanță foarte mare pentru ei. Sau de la gară la Capucini. Sau de la gară la Capucini. Adică sunt, cred că ar trebui să ne gândim la o variantă, nu știu care este aceea, dar cred că ar trebui să găsim o variantă să venim în sprijinul acestor copii, că sunt foarte mulți navetiști care au nevoie de această variantă de transport și cred că, eu știu că nici pentru noi nu e comod în oraș să stăm după autobuzele pe care le folosesc cei de la firmele de transport, care sunt rudimentare, care, în fine, nu mai comentam. Dar nici să chinim de copii. Așa este, am putea, știu, obiecte de sport să colaboreze cu transportatorii, n-a fixat orarul în așa fel încât și copiii să ajungă la timp la ore. Deci cred că trebuie găsit o variantă în așa fel încât să există un disconfort minim pentru cei mici. Trebuie la discuția la următoarea ședință, cum o să fie numai și domnul Cuman, mulțumim. Și e și problema costului. Cine trebuie să fie la gară în sus, la gară, la comisie? Da. 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 Mulțumim, dacă nu mai sunt... Nu, mai da, vă rog. La fel de lucru, dacă s-a putea de cu domnul primar, strada Armoniei a fost făcută, strada Armoniei a fost făcută întrebare. Acolo nu este niște școală, este un lucru perfect. Dacă, în sensul perfect, a fost făcută întrebare. Dacă o porțiune de 30 de, de aproximativ 30 de metri a rămas nereglementată în fier, da? La mica înțelegere. În momentul în care se înțeleg două mașini, dacă nu se dă nimic și sunt în cură și într-o parte și în alta și sunt 12 aglomerate, nu există nicio posibilitate de a face ceva. Cred că ar trebui, într-o fel sau altă, implementare. Acum am văzut cine ar putea să-i dea răspuns. Este în sensul în care de la Colțu Școlii se pune problema și porțiunea dintre Buciul în Cunoa. Sunt sesizat.
Și mai înainte am discutat cu reprezentantul comisiei. Asta am făcut. Și am discutat și la ședința trecută despre ceea ce se întâmplă la Comisia de Circulație și la modul care se implementează hotărârile date acolo. Dacă nu mai sunt discuții, declar întâlnirea.